Comoara sirenei. Bună ziua, fetelor! Salutare! Facă baie! Aici! Salutare! Am o coroană frumoasă! Foarte frumoasă, Grohi! Și asta! Ha! Și uite ce mai am! Comoara mea! Ce minunat! Și asta, și asta, și asta! Nu arată prea interesant! Hai cu mine înăuntru! Grohi, te-ai putea preface că ești o sirenă. Nu, nu vreau. Dar ce e o sirenă? O sirenă e o ființă jumătate fată, jumătate pește, care trăiește în apă. Eu sunt o sirenă? Nu, nu ești, Grohi. Cam așa? E un pic mai bine. Acum ar trebui să găsești comoara sirenei. Comoara sirenei? Da, comoara! Acum, Grohi, ești oficial o sirenă. Așadar, unde e comoara sirenei? Comoara sirenei, uite! Acolo! Comoara! Comoara spumei de săpun! Pot și eu? Sigur că da! Cu puțină imaginație și spumă de săpun, voi, sirenelor, aveți acum o baie plină de comori. Și tu ești o sirenă? Nu, nu sunt! Sunt un răchin! Dar unul drăguț! Mâine poți fi și tu o sirenă dacă vrei. Și atunci tu poți fi răchin. De fapt, nu! Nu răchin! Atunci ce? Un peștișor auriu! Fetelor, ați făcut din băiță un joc minunat și distractiv. Acum amândouă sunteți frumoase și curate. Băița. Oh, e ora de culcare? Da, Milu, dar mai întâi, băița. Ura, băița! Ce ne-am face, ce ne-am face, haide spune. Dacă n-am avea săpun să facă spume, la băiță oare cum ne-am curăța? Dacă nu ne-am mai spăla, murdărici cu toți așa, ne-am culcat. Dar în fiecare seară burețelul el ne spală, distracția-i fenomenală. Imediat după spălare noi ne ștergem bine tare și vom merge la culcare. Uite și pe aici. Bine, e bine. Așa, să mai spălăm un pic. Spală-te, rățușcă. În apă, cum îți place? Bun. Așa. Ce faci, Milu? Te-ai murdărit din nou. Asta e, pot face din nou, băiță. Dar în fiecare seară burețelul el ne spală, distracția-i fenomenală. Imediat după spălare noi ne ștergem bine tare și vom merge la culcare. Și vom merge la culcare. Frunza. Așa și așa. Florii mele îi place să bea. Alei mele îi place să se spele. Ce flori frumoase avem! Bună dimineața, copii! Bună! Bună! De-abia v-ați trezit și deja v-ați apucat de treabă? Da! Ce fete hărnicuțe! Munciți atât de mult! Dar eu nu am o floare.
nu fi supărat, Ariciu. Sunt aici și alte plante. Alege o floare care-ți place. Ia uite, asta e. Ia. Îmi pare rău, frunză. Nu mai fi trist, Ariciu. Pune frunza în apă și vezi ce se întâmplă. Bea, frunză! Încălzește-te, micuțo! Foarte bine, Ariciu! Ariciule, hai să ne jucăm! Nu pot! Am această frunză! Ariciu, uite! Aha, văd! Ce sunt astea? Sunt picioare? Sunt peri mici! Nu, copii, aceea e rădăcina. Uitați-vă la frunza asta. Acum o puteți planta în pământ. Să o plantăm! Să o plantăm! Crește frunza! Nu! Nu e o frunză! Nu e o frunză! Crește, floare! Crești, floare! Crești mare! De acum, Ariciu are ceva de care să se îngrijească. Știți cum se numește planta asta de casă? Violetă! Și în curând, micuțele florii vor înflori. Plante de casă! Dar oare ce văd aici? Copiii noștri sunt hotărâți să crească plante de casă! Plantăm! Uităm! Ștergem frunzele! Unghiveci punem pe masă, chiar în cămăruța noastră, cu un pic de pământ în care se va dezvolta o floare. N-avem teamă de zăpadă sau de îngheț cu gheața groasă, pentru că a noastră plantă crește de acum în casă. Pentru că a noastră plantă e o plantă de casă. Am aici iarba. Și am și o floare, o violetă. Câte plante cresc, dar toate trăiesc la interior și sunt numite plante de casă. Ne plimbăm până la fereastră să vedem și noi cum crește, ca să prindem clipa în care planta noastră înflorește. Am avut grijă de ea. Bună ziua, copilași! Bună! Bună! Cum vă simțiți azi? Ne-am jucat, am alergat, am desenat! Și acum ce veți face? Acum ne vom culca! Ce idee minunată! Veți avea atâtea de făcut seara, așa că trebuie să vă refaceți energia! Aha! Ce se întâmplă, Ariciu? Nu pot dormi, Ariciu. Trebuie să dormi. Dar nu mi-e somn. Milu, vrei să-l ajuți pe Ariciu să adoarmă? Aha. Ah!
Leagănul nu a funcționat de data asta. Milu, ce ar fi să-i cântăm un cântec de leagăn? Nici cântecul nu a funcționat. Acum ce să mai facem? Știți ceva, copilași? Dacă eu vreau să adorm mai repede, număr oițe. Uite, Ariciu, numără oițe. Un Milu, doi Milu, trei Milu, patru. Bună treabă, Milu! L-ai ajutat pe Ariciu să se odihnească. Acum și tu va trebui să te odihnești. Aha! Vise plăcute, copii! Odihniți-vă! Veți face atâtea lucruri interesante diseară. Somnul de după amiază. Mergem! Bună, baby Ricky! Bună! Unde mergeți, copii? La Pandi! Pentru aniversare! Desigur! Azi e ziua de naștere a lui Pandi! Aniversările sunt distractive! Ha! Aniversarea e un tort! Tort! Să mergem! Sunt atât de obosit. Pip, pip. Ariciu, unde mergi? La Pandi, pentru aniversare. Ura! Ura! Ariciu, vrei să-i duci pe Grohi și pe Milu? Da, să mergem. Oceanul! Da, ca să traversăm oceanul, avem nevoie de un mijloc de transport. Un vapor! Ura! Să mergem! Să plutim! Uitați! Vine Pandi! La mulți ani!
Dar ce s-a întâmplat, Pandi? Unde este petrecerea? Unde e tortul? Tortul? E acolo! Ei bine, cum să ajungem noi la tort? Oh, știu eu! Bună treabă, copii! Ce baloane minunate aveți voi! Să mergem! Să mergem! Ce copii fericiți! Transport. Elefantul trompă lungă, pasărea poate zbura, veștișorul are aripioare, cu ele poate nota prin ocean pe unde vrea. Pe când noi avem transportul și cu el ne deplasăm și pe șine și prin aer sau pe apă să plecăm. Bip, bip, ciu-ciu, uh-uh. Cu mașina, autobuzul sau cu un camion serios, cu vaporul, avionul sau cu trenul, totul e așa frumos. Totul e așa frumos. Ce util ne e transportul! Lumea s-a obișnuit și pe drumuri și în aer, și pe mări noi am pornit, și pe drumuri și în aer, și pe mări noi am pornit. Bip, bip, ciu-ciu, bip, bip, ciu-ciu, bip, bip, ciu-ciu. Floarea. Ariciu, ia spune-mi, în ce te-ai costumat? Sunt un magician! Bravo! Știi și niște cuvinte magice? Știu! Bună ziua! Sigur că știi! Bună, Ariciu! Ziua. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bagheta, sclipici! Țopa, nu cumva ai uitat cuvintele magice? Dan! Țopa! Dan, te rog! Poftim! Te rog frumos! Bună ziua! Te rog! Pa, pa! La revedere! Scuze! Scuzați-mă! Țopa! Ariciu! Stropitoarea, vă rog! Mulțumesc! Poftă bună, dragele mele! Magician. Cu
Cu ajutorul unor astfel de cuvinte magice, orice copil poate deveni un magician. Cuvinte magice. Știți ce cuvinte sunt cu adevărat magice? Abracadabra? Simsalabim? Vrei să fii magician, magician, magician? Fă-ți repede rost de o baghetă cu o stea, iar apoi înveți rapid, iar apoi înveți rapid tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui, niciun prec, poc, por, niciun chec scos din cutor. Nu-i cârnat, nu-i ridică, nu-i bomboană, nu. Dar pentru început, hai zi și tu, salut! Să ne facem rost de o baghetă cu o stea, iar apoi vom învăța, iar apoi vom învăța tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui, niciun prec, boc, bor, niciun chec scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu e ridiche, nici butuc nu e, doar cuvinte ce ne umplu zilele. Doar cuvinte ce ne umplu zilele. Oaspeți. Bună ziua, copii! Bună! Bună ziua! Salut! Ce mai faci, Milu? Se pare că Milu e trist. Puteți să-l înveseliți puțin? Pot eu! Hai să ne jucăm! Nu, voi rămâne aici. Dacă așa vrei, poți să rămâi aici, iar eu voi veni în vizită. Ciop, ciop, ciop. Milu e acasă? Grohi, e mai distractiv să joci vizita dacă acea casă are o ușă. E o ușă! Oh, Grohi, intră! Milu, tu de ce nu întrebi? Cine e acolo? Poate nici nu era Grohi la ușă. Da! Dar pot să-ți văd codița. Asta pentru că ușa e un pătrat care nu e suficient de înalt. Ne trebuie o altă ușă, una mai înaltă. Aha! Iată, Milu și Grohi au luat două pătrate și au făcut un dreptunghi. Un dreptunghi? Cine e acolo? Oaspeții! Oaspeții? Oh, intră, Grohi! Haide! Nu am venit cu mâna goală, am adus prăjitura! Cine e acolo? Intră, Pandi! Hei, nu așa se joacă asta! Cum ai ghicit? Balonul! Ca să ascundem și mingea, va trebui să facem ușa dreptunghiulară. Mai înaltă! Cine e acolo? Noi suntem ursuleții! Intrați, ursuleților! Și noi vrem prăjitura! Foarte bine, copilași! Am învățat o nouă formă și l-am înveselit și pe Milu când era trist. Dreptunghi. În cartonul colorat, dreptunghiul stă bine, îl tăiem acum îndat. Tu și cu mine, cu atenție privim, alt dreptunghi descoperim. Și ușa și dulapul sunt dreptunghiulare,
Cărțile și ele sunt dreptunghiulare, chiar și geamul sau fereastra sunt dreptunghiulare. Acesta e un dreptunghi, iar acum este un pătrat. Și din nou un dreptunghi. Dulapul e pătrat. Biblioteca e rectangulară. O carte e pătrată. Cartea e pătrată. În cartonul colorat dreptunghiul stă bine, îl tăiem acum în dat. Tu și cu mine, cu atenție privim, alt dreptunghi descoperim. Poza tatei și a mamei dreptunghiulare, și tablourile tale dreptunghiulare. Mai întâi hai cu-n pătrat, lângă el un alt pătrat, le lipim și atunci dreptunghiul apare. Dreptunghi! Magnet! Wow! Bună ziua, copilași! Ariciu, ce construiești tu acolo cu magneții ăia? O piramidă? Bună! Oh, da! O piramidă! Și eu vreau o piramidă! Aha! Salut, Ariciu! O piramidă? O piramidă? O piramidă mare! Dar de ce se dărâmă? Sopa! Am să fac eu singur. Nu așa! Oh, vai! Se pare că țopa e un pic furios. Sopa, ești supărat pe magnet? Da, sunt! Tare supărat! Tare! Dar de ce? Pentru că nu mă ascultă! Magnet rău! Chiar? Magneții ăștia sunt năzdrăvani! Știi, când ceva nu îmi iese cum vreau eu, și eu devin furioasă. Atât de furioasă, iar când îmi trece, încerc din nou. Hai să încercăm să facem piramida încă o dată. Ești un magnet bun! Pot să... Sigur! Mulțumesc! Ha-ha! Ține asta! Te rog, ajută-mă! Aha! Poate că magnetul ăsta nu este atât de rău. Da! Ce mai piramidă! Iar țopa nu mai este furios. Ați făcut o treabă foarte bună, copii. Eu sunt furios. Țopa, ești furios? Da, furios. Dar de ce? Uite așa de furios sunt. Jucăria năzdrăvană s-a rostogolit sub pat. Și nu iese, asta înseamnă că pe loc ne-am supărat. Cum de s-a ascuns? Fără să ne întrebe. Ce mă enervează? Capul tot îmi fierbe. Murim cu toții tare, apoi batem din picioare. Năzdrăvana jucărie, nu ne mai jucăm cu tine. Țopa, mai ești furios acum? Nu, nu mai sunt! Ha-ha-ha-ha-ha-ha!
zgârim cu toții tare. Apoi batem din picioare. Însă parcă dintr-o dată vrei să râzi cu gura toată. Nu sunt supărat. Nu sunt supărat. Nu mă vergat. În pădure. Bună ziua, copilași. Salut! Bună! Eu prima. Eu al doilea. Oh, wow. O pădure. Copii, știți cine locuiește în pădure? Cine? Animalele sălbatice. Sălbatice! Să le vedem! Ce curajoși sunteți voi! Aha, suntem curajoși! Nu ne e frică de nimic! Nu-i așa, Ariciu? Ei sunt! Repede, să fugim! Ăsta nu e un animal sălbatic, e țopa al nostru. Bună, țopa! Ce faci tu în pădure? Bună! Eu mă joc cu o găleată. Dar voi? Căutăm animale sălbatice. Sălbatice! Oho! Vin și eu cu voi! Ce credeți, copii? Cum sunt animalele sălbatice? Sunt mari! Păroase! Și au cozi! Tare, tare sălbatice. Bine, să mergem. Deci, unde sunt? Da! Unde trăiesc aceste animale sălbatice? Nu sunt nicăieri. Le-am găsit! Unde? Asta e o veveriță. Sunt într-adevăr sălbatice? Grohi, animalele sălbatice nu trebuie să fie înfricoșătoare. Serios? Un animal este sălbatic dacă trăiește singur în natură. Veverița trăiește în pădure, nu-i așa, copii? Și de aceea este sălbatică? Sălbatică și deloc înfricoșătoare. E bine să fii copil. În fiecare zi faci atât de multe descoperiri interesante. Animale sălbatice. Bună, Pandi! Cine e acolo în fotografie? E un panda! Ursuleții panda sunt sălbatici? Sunt sălbatici, trăiesc în pădure! Animalele sălbatice sunt toate în pădure, sub copaci, sub copaci, sub frunziși, sub frunziși. Lupul e purașul, vulpea e și ea, sub copaci, sub copaci, sub frunziși, sub frunziși. Când apare gâsca sălbatică și ea, gâsca e chiar ea. Haide, prind-o! Haide, prind-o! Ai putea să o prind sau ba? Nu poți, fiindcă sunt sălbatice. Nu poți, fiindcă sunt sălbatice. Chiar de sunt mici, minuscule sau gigantice. Grohi, ce e acela? Un câine! Nu, e un lup. Lupii sunt sălbatici? Elefanții sunt sălbatici? Sunt! Și eu sunt sălbatic! Ariciu cel sălbatic! În păduri, din zăvoi, hai să vă jucați cu noi! Ne înțelegem și vă încântăm, vă hrănim, vă adăpăm! Animale mari și mici, noi toți vă așteptăm. Noi în lumea noastră vă invităm. Animale mari și mici, noi toți vă așteptăm. Noi în lumea noastră vă invităm. Mingea. Pa, pa, pa.
Bună ziua, copii! Bună! Supa! Supa, ce minge frumoasă ai! Da, e nouă! Poți să mă joc cu ea? Și eu! Și eu! Să ne jucăm împreună! Foarte bine, Țopa! Ai pus la cale un joc pentru toată lumea! Prinde! Grahi, prinde! Am prins-o, am prins-o! Asta nu e un joc prea bun! Poate ar trebui să jucați ceva mai blând, copii. Să ne jucăm pe pernă. Bandi, prinde! Ia! Copii, dar nu puteți să vă jucați cu mingea pe o pernă. Vă trebuie altceva. Ce anume? Cred că iarba va fi perfectă. Dar noi nu avem iarbă. Dar avem semințe. Acolo, în săculeț. Trebuie doar să le plantăm, să le udăm, iar iarba va crește. Avem și un spațiu pentru asta. Trebuie să plantăm, să udăm și iarba va crește! Prinde! Milu, prinde! Iarba e moale! O minge jucăușă, iarbă moale și prieteni buni! Tot ce vă trebuie pentru un joc bun. Iarba. Țopa, știi ce e asta? Aha, iarbă! Gândecei și buburuze stau în iarbă cu alte gâze. Iarba-i toboganul lor, ele bâzâie de sol. Se grăbesc la casa lor. Copilași, ia spuneți-mi, cum e iarba? Este verde! Suculentă! Și e moale! Înaltă! Atât de înaltă! Da, și cea mare este o iarbă. Se cheamă bambus. Bambus! Bambusul tău e încă mic. Va crește! Și văcuța cea cu coarne va pe iarbă când e foame. Iar se va culca, iar apoi se va culca. Mult loptichioare va da. Iarba după ce-a crescut, să pășim pe ea-i plăcut. Hainia să ne culcăm, hainia să ne culcăm. Dacă iarbă n-am avea, noi cu toți ne-am întristat. Găleată. Copii! Copii! Unde or fi? Poate se joacă de-a v-ați ascunselea. Bună ziua! Copii! Bună ziua! A mea! E a mea! Bună ziua! A mea! Bună ziua!
Ce fel de joc e acesta? Cu mașini! Didi! Cu nisip! Pam-pam! Vreau și eu un tort de nisip! Pam-pam! Didi! Nu înțeleg nimic! Copii, hai, pe rând, fiecare! Țopa? Țopa se joacă de-a buldozerul. Dar tu, Pandi, de ce te joci? Bam-bam! Pandi bate toba. Grohi? Iar eu vreau un tort. O plăcintă? Hai, ridică găletușa. Curaj! Ce prăjitură! Cum ai făcut-o? Didit! Bam-bam! E un tort! E atât de frumos când copiii se joacă împreună. Jocuri împreună. Și nici leapșa nu jucăm, nici cu mingea nu putem, căci n-avem cui să o aruncăm. Păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Zi, păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Țopa, de ce avem nevoie ca să ne dăm? Și de mai cine? Grohi! Tot nu se mișcă? Ce ar trebui să facem? De acum ne dăm în leagăn, chiar și leapșa vom juca. Iar cu mingea ne distrăm, căci vom avea cui arunca. Uite așa! Păi de ce? Uite așa! Împreună noi ne vom distra. Împreună noi ne vom distra. Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Secretul. Bună, Ariciu! Bună! Ariciu, ia spune-mi, ce faci tu aici? E secret! Secret? Wow! Am nevoie... Vin imediat! Unde e? Unde e? Unde e? Așa... Bună, Pandi! Bună! Ce e asta? Trebuie să recunosc că nu știu. Ariciu lucrează la ceva în secret. Asta sunt? Sunt mere! Crezi tu că sunt mere? Nu sunt prea mari pentru a fi mere? Atunci astea sunt 1, 2, 3. Pepeni! Da, par a fi pepeni. Sau acestea 3 sunt mingi. Oh-oh!
Dar ce ai modelat tu acolo, Pandi? O omidă. Atât de mare? Am mâncat prea mulți pepeni. Și probabil te va mânca și pe tine. Nu-i adevărat. Nu e o omidă. E un om de zăpadă. Ce mai om de zăpadă, Ariciu? De ce este verde? Păi, plastelina albă s-a terminat. Ce e asta? Sunt eu? Ariciu, ești un adevărat artist. Unu, doi, trei. Cât de interesant este să faci forme din plastilină. Numărul 3. Un, doi, trei, patru, cinci. N-are rost să te complici. Numără să te implici. Un, doi, trei, patru, cinci. Un, doi, trei, patru, cinci. Haideți toți să nu mai stăm, să învățăm să numărăm. Unu, doi, sau dacă vrei, poți începe de la trei. Unu, doi, trei. Unu, doi, trei. Și eu am trei. Unu, doi, trei, trei. Ariciu, câte cărți ai? Unu, doi, trei. Trei cărți. Minunat! Să vedem ce scrie în ele. Trei pisici, trei elefanți, trei purcei mult prea curați. Când Ariciul s-a așezat, de trei ori a strunutat. Unu! Așa! Doi! Așa! Trei! Hai, doară! Haideți toți să nu mai stăm, să învățăm să numărăm. Unu, doi, sau dacă vrei, poți începe de la trei. Tub. Bună! Bună! Bună ziua, copii! Ce veți face astăzi? O casă albastră. Un vapor roșu și o căsuță albastră. Minunat! Dă-mi aia! Tubul ăsta e pentru vaporul meu cu aburi. Na-a! Tubul e pentru căsuța mea. Cum veți rezolva problema asta? Al cui este tubul? Știu. Poate ar trebui să aflăm mai întâi ce culoare are tubul acesta. Știm? Aha! Nu e roșu! Nu! Nu e albastru! Nu! Galben? Nu! Verde? Nu e negru! Și nu e alb! Ce culoare e asta? Cred că tubul e un pic albastru și un pic roșu. Un pic roșu? Aceasta e!
Da, asta este mov. Culoarea mov e a ta. Corect, este mov. Al cui este tupul ăsta? Ai tău. Nu, al tău. Și cum faci? Uite! Casa cu tub și vaporaș cu tub. Ce tuburi mov frumoase! Mov! Ce s-a întâmplat, Ariciu? Am nevoie de niște vopsea mov. Grohi, Țopa, îl ajutați pe Ariciu? Și împreună albastru cu-n roșu aprins și prea frumos. Rezultatul nu e rău, chiar că pare delicios. Da, 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 ce culori vom prepara? Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Hai să amestecăm acum culorile. Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Iată, culoarea mov ne va încânta. Țopa, aceasta este o stea? Nu! Nu e o stea? Dar atunci ce este? Iar Iciu! Iar eu? Iar eu sunt? Iar Iciu face din spate! Sunt o stea! O stea mov! Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Hai să amestecăm acum culorile. Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Și culoarea mov ne va încânta. Și culoarea mov ne va încânta. Culoarea mov! Baba Oarba. Bună ziua, copii! Salut! Ce puneți voi la cale? Țopa se ascunde, Grohi îl caută, înțeleg. Copiii se joacă Baba Oarba. Da, cu ochii închiși! Eu sunt! Mă gândi, am prins! Țopa, acum e rândul tău! Ce s-a întâmplat, Țopa? Nu vrei să te pui? Grohi, ia spune-mi, ție ți-a plăcut să fii orbul? Da, mult! Țopa e atât de... fin? Aha, chiar e fin! Da-o! Începe! Țopa, acum tu o vei căuta pe Grohi? E un puișor, e pufos, iar Grohi e fină. Grohi e fină. Fină, pufoasă, încă o dată. E pufos, nu e Grohi. Așa e, Țopa. Nu e Grohi, nu e Grohi. A? Este pufos, e Grohi. Nu, Țopa, nu e Grohi, e un ou. Un ou? Fin pufos? Bine, e foarte pufos. Nu m-a prins. E pufos, e mare. Nu este Grohi, sunt eu, un ursuleț de peluș. Pot să te mai târgând. Grohi! Asta e Țopa, bravo! Acum e rândul meu! Cine ar fi crezut că Baba Oarba e un joc atât de distractiv pentru copii? Pufos și
fin. Fin! E bufos! Vreau să pipăi tot aici. Lucruri mari și lucruri mici. Și să simt cu degete senzația. Vreau să pipăi tot aici. Da, da, da. Lucruri mari și lucruri mici. Da, da, da. Va fi tare distractiv, da, vei vedea. Să atingeți o pisică și rățușcă mititică, iar apoi un cățeluș tare blănos. Blănos. Și testoasa cea rapidă, locuri mici tip coromidă. Prin mânuțe vei simți tot ce-i frumos. Vreau să pipăi tot aici. Da, da, da. Lucruri mari și lucruri mici. Da, da, da. Și să simt cu degete senzația. Vreau să pipăi tot aici. Da, da, da. Lucruri mari și lucruri mici. Da, da, da. Va fi tare distractiv, da, vei vedea. Pe pufosul iepuroș, pasărea cu-al ei penaș, și pufoasa floricică de pe câmp. Da! Pe țestoasă stăm pe spate, cu cănuțele de lapte, cu mânuța pot simți ce atingi în gând. Cu mânuța pot simți ce atingi în gând. Soarele. Bună dimineața, Ariciu! Bună dimineața, Grohi! Bună dimineața! Nu e o dimineață bună, nu e soare deloc. Așa este, Grohi. Nu vrei să-l desenezi tu? Să-l desenez? Nu, nu putem! Nu avem creioane! Poftim! Bună treabă, Ariciu! Ai găsit creionul galben! Mulțumesc! Da! Mulțumesc! Uite! Cum ți se pare? Da! Este o pată frumoasă! Grohi, ia spune-mi, tu crezi că soarele tău arată ca o pată? Soarele nu arată așa. Da, Ariciu, soarele nu arată așa. Este rotund, precum ceasul. Sau ca o farfurie. Ariciu, un nasture este rotund. Se rostogolește! Copii, vreți să ne jucăm de abracadabra? Ariciu, stai pe nasture. Și tu, Grohi, desenează conturul. Soarele este rotund și dimineața e frumoasă. Bună treabă, copii! Bună! Bună! Rotund. Bună! Bună, Grohi! Ce e asta? Este un rotund. O farfurie. Așa arată o farfurie? Rotundă. Ia privește în jurul tău, cerc, cerc, cerc. Tot ce te înconjoară e cerc, cerc, cerc. Tot în jur este rotund, cerc, cerc, cerc. Doar aruncă o privire. Farfurie, ceasuri multe, o gogoașă.
cămașă delicioasă, nasturei și roți de bicicletă peste tot. Ariciul e rotund, Grohi e rotundă. Și o minge e rotundă. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime.